După ce a acționat în instanță, normal că ea s-a pus în afara Senatului. Nu avea cum să mai fie. Și din acel moment n-am mai invitat-o la nicio ședință de Senat. De ce? Logic. Unu. Regulamentul Senatului prevede că se participă numai când îi invită președintele și doi, când ești la ședința respectivă, respecti regulile. Tu nu ești rectorul, acolo senatorii au prioritate, noi o numim ordine de precădere. Și după aceea vorbește și dacă consideri că trebuie să fac clarificări, dacă nu, nu. După ce a acționat în instanță această metodologie, a mai făcut și altul. A depus, am înțeles, o plângere penală împotriva mea, tot introdus pe diverse forme, pe platforme de acestea de socializare, cum să zic, nu numai dezinformări, și diverse atacuri, dar bineînțeles, sub formă anonimat, sub anonimat orice și oricum, în care tot invoca o chestiune care devine, lucrurile la un tratat, al doilea tratat de memetică, un virus al minții, dar îl tot cultivă cum. Că eu vreau să o demit pe ea ca să îl numesc pe Horațiu în poziția de... A spus-o și public acum. A spus-o public. Și eu acum voi arăta ceva. Sper să nu uităm. Dar voi ajunge acolo. În momentul în care a făcut afirmațiile respective și, bineînțeles, prezentându-l în culori deloc favorabile, iar apostrofând mereu senatori, discutând, amenințând, las că știu eu că într-un plenul senatului, atenție, bă, știu eu cum ai terminat liceul, știu eu cum ai luat bacalaureatul, știu eu cum ai ruta profesională și așa mai departe. Mi se pare o atitudine nu doar ostilă, total neacademică, adică amenințări spre a putea să îți impui un punct de vedere, să impui un vot, ceea ce este nu numai nepermis, este ilegal. Sau ei s-au respins documente privind cercetarea științifică pentru că împovărau cadrele didactice. Niciun savant nu putea să intre îndeplinească acele criterii. Nici măcar un savant. Dar ea spunea, păi nu contează că prin asta facem economii, dar la proiectele lor nu făceau economii. Și bineînțeles că am respins. După aceea am retractat în Senat o asemenea împovărare și altele și altele. Finalizez acest scurt istoric precizând că a atins apogeul în momentul în care a depus o reclamație la minister, deci m-a reclamat pe mine și indirect Senatul, dar în special pe mine, în care mi-a pus în cârcă toate, absolut toate neîmplinirile ei, că nu-și poate face treaba așa mai departe, inclusiv carta că trebuie anulată, că trebuie sunt prevederi ilegale, ea le știe în ce. Acum, o să fiu un pic rău proces. Dar obiectiv, răutăcios în sensul că spun un lucru public. Bă, indiferent, eu am spus și îmi recunosc limitele. Poate am un milion de minusuri, dar dacă le pun totuși una peste alta, din ce discuși eu? Cu foștii mei elevi, cu foștii mei studenți, cu oameni pe care am cordon. Am un milion una calități. Deci am cum? Eu am absolvit facultatea de drept la Cluj în anul 1983, a doua facultate, prima era filosofie. Eu am predat drept la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Acum, nu pot să accept că o doamnă, indiferent care este, cu pregătire în utilaj minier, ce este specializarea doamnei Popescu, care a încercat să urmeze facultatea de drept de la Târgu Jiu, când pe vremea în care era decan la inginerie. Deci eu decan la inginerie, mă duc și fac dreptul, spune, după un an a obținut și a 13 credite, trebuia să aibă 40 și s-a trezit printre exmatriculați, vorbesc pe documente. Acum, dumneavoastră ați acceptat ca unul ca mine, care nu mă pricep la jurnalism, să vin să vă sfătuiesc și să spun, nu este adevărat, nu este corect ce spuneți, eu știu legea. Păi,
Legea cum s-o știe în condiții? Bun, am învățat-o pe de rost, asta nu înseamnă că te-ai calificat la locul de muncă, ești tu marele cunoscător al dreptului și așa mai departe. Repet, vorbesc pe document. Dacă ții un aparat de sudură în mână, nu înseamnă că știi să și sudezi. Este corect acela. Ca și când, sau eu aș veni și aș spune, dom'le, nu, nito acela, nu este, trebuie să aibă nu știu ce fel de dimensiuni. Nu, că nu mă pricep, eu nu mă pronunț acolo, nu mă pricep. Hey, urmăriți și dumneavoastră câte ieșiri a mai avut Universitatea Brâncuș, dar ieșiri nu din acestea la pâră, eu știu, la diversiuni și mai departe. Pe domeniul științific, după ce în vară Popescu Luminița n-a mai finanțat Institutul de Științe Politice, Administrative și ale Educației și Politici Publice, pentru că vizibilitatea în vara trecută a universității în clasamente ne plasase de trei ori la rând pe locul 6. În fața noastră erau doar universitățile mari, mai pe la Cuza, la Babeș, la Politehnica București, la ASE București. Cred că acestea și Universitatea București și după ASE București erau Brâncuș. Pe managementul excelent pe care și-l autodescrie această doamnă, care a depus un raport a rectorului fără să fie aprobat de Senat și raportul a fost respins pentru că este un raport care nu reflectă realitatea în universitate și o spun public și am avut, adică n-a fost avizat și în baza acelui raport i s-a reziliat contractul de management, deci nu are contractul și e obligatoriu să aibă contract cu Senatul, semnează cu Senatul pe criterii de performanță, revenind în această conjunctură, de altfel, doamna Popescu a venit și, pe de o parte, vorbește despre excedent financiar, despre management de excepție și, pe de altă parte, contestă tot ceea ce face Senatul și ceea ce cercetează științific, a spune oamenii din universitate. Uite că m-am luat cu vorba, a făcut saltul, cu ghilimele de rigoare, în 6 luni de pe locul 6, pe locul 16. Și a spune că e în top. Chiar am și văzut un cotidian local, universitatea se menține în top. Păi dacă din 6 în 6 luni cobori 10 locuri, unde e? De ce? Pentru că nu a mai apărut în viața publică, universitatea nu a mai a fost absentă. Ce să mai discutăm? În altă ordine de idei, aș mai spune că după ce i s-a respins raportul, sigur, conflictul s-a agravat. Am ieșit public să afirm ceva, ați urmărit spațiul, am ieșit eu să afirm ceva, absolut nimic. O singură dată mi-au fost puse întrebări pe declarații și atunci, sigur, că am avut reacțiile specifice. Imediat, reclamat, v-am spus, la minister, 18 pagini, reclamația, ea este, acum, sigur, dacă faci o singură reclamație, o numești reclamație. Dacă tu repezi reclamații după reclamație, devii ceea ce noi românii zicem reclamagiu. Și atunci, în contractul managerial, avem o prevedere în care unul din criterii era așa. Rectorul să-și mențină după un an gradul de încredere în procent de minimum 60%. A venit la mine, ca să vedeți totuși cât de naiv am putut să fiu și ca să fac totuși o prezentare generală, am să vă rog dumneavoastră doar să-mi spuneți în final, spuneți ceea ce voia să spune, ca să nu spun de acum, ca să nu să las interesul pentru emisiune. Naiv a venit și în momentul în care eu mă voi expune singură în fața tuturor la votul respectiv, lasă-te, că nu începe, uite, trecem conducerea și trecem și Senatul. Aia a fost naivitate. Ulterior a fost favorabil. De ce a fost favorabil? Pentru că eu nu mă gândeam că va fi un clivaj atât de mare ca și credibilitate între Senat și rector. După numai un an de când și-a luat mandatul al doilea și, bineînțeles, că a devenit, ea are o expresie.
Eu sunt rectorul acestei universități și mai e din lege ceva, dar o spune numai pe jumătate. În lege spune așa, că rectorul reprezintă universitatea. Ea aici se oprește. Nu, în relație, în relație cu terții. Deci în relațiile cu terții. Este cu totul și cu tot facem. Nu că reprezintă unul. Ea o reprezintă în relație cu terții. Este reprezentantul legal, nu? În relație cu terții. De ce? Că e donatorul de credit. Are banii, cum s-ar spune, la dispoziție. Sigur că în ultima vreme îi monitorizez cheltuielile prin Sena, ca ambuie, prin carte și prin lege. Problema este că după, degeaba le monitorizez în condiții în care ele deja sunt, că noi le monitorizăm post-factum, nu? Și sigur că sunt destul de asemenea lucruri. Și am aplicat acel chestion, vot, cabină de vot, vot la secret, cu trei întrebări. Aveți încredere în rector? Da? Nu. Aveți încredere în Consiliul de Administrație, cel de-al doilea organism format din prorectori, decani, director general administrativ și condus de rector, deși rector? Da? Nu. Aveți încredere în Senat? Da? Nu. Rezultatul pentru mine a fost edificator. Degeaba aia spune și minimalizează și văd că și acești controlori n-au luat în seamă acest rezultat. Ei vorbesc după aceea ce modul în care au făcut ei in, evaluarea printre membrii Consiliului de Administrație. Păi trebuie normal că o să spună că au încredere în ei, nu cei care sunt în Consiliul de Administrație. Numai că doamna Popescu și acum ea contestă acest lucru. Vot secret, repet, cu comisie, cu numărare. Atunci n-a zis nimic. Atunci a luat 44 de voturi din 111, 44, deci 4 știi că unul e alei. Deci s-a ridicat la vreun 30 ceva la sută, Consiliul de Administrație cu 2% mai puțin, iar Senatul s-a ridicat la 80%. Senatul a depășit, de s-a apropiat de 80 de voturi, în condiții în care toată presiunea a stat pe Senat în această perioadă. Ei, având asemenea legitimitate, întreb acum, pe cine trebuie să mai conducă? Sau al cui rector mai este Popescu Lumița? Dacă aplic acum, o să fie surpriza majoră. Deci va fi umilitor rezultatul votului. Și s-ar putea să aplică un chestionar pe varianta aceasta. Alegeți între, că tot lansează pe tot, că nu are conflict cu Senatul, nu are cu Comisia, ci doar cu mine. Și să rog oamenii să vote, să aleagă între mine și ea. Eu pot să fac chestiunea asta. Fără niciun fel de teamă, nu. Și chiar dacă, cum să zic, foarte bine, respect voința oamenilor. Dacă oamenii doresc să nu mai... Plecați dumneavoastră? Nu, n-am nici cea mai mică, bani împotrivă, mi-am să iau grijă de pe cap. E o problemă dificilă acum, pentru că anticipez ceea ce vreau să spun în final. Cineva a pus un comentariu, nu știu la ce săptămână, la ce, dar de acest tip. Că, deci o făceau prapea și pe zis, dar dumneavoastră, domnule Guru, nu aveți oare niciun fel de vină că ați adus-o aici? Ba da, recunosc public. Și recunosc că după ce se așează lucrurile, deci până la urmă, după ce va pleca ea, că vă spun și de ce după ce va pleca ea, trebuie să-mi depun demisia de onoare. Este omul pe care eu l-am girat, este omul cu care eu am venit în fața oamenilor, este omul pentru care am invitat la discuții individuale în timpul alegerilor. Nu regret faptul că nu s-a ales celălalt cu care a candidat, dar se putea găsi poate altă variantă. I-am dat credit total și a bagiocorit acest credit, nu numai în ceea ce mă privește, ci m-a pus într-o mare dificultate în fața colegiului cu care am discutat individual în campanie aceea de a o alege, să-i rog să o voteze și majoritatea punea de la nu și după aceea răspunsul ea, puteți să investigați, puteți să faceți chestia. O facem pentru dumneavoastră, dar aveți grijă că primul pe care îl va ataca veți fi dumneavoastră. Oameni care o cunoșteau, îi cunoșteau metehnele respective. Este prima dată când mă destăinui și îi promit doamnei Popescu că îmi voi face un timp
așa, și pentru lucruri mai puțin semnificative, în care într-o carte voi avea un capitol pe care o să îl dedic să arăt cu probe cine este doamna Popescu. Nu imaginea aceea pe care de șoia ea de, cum să zic, om cu minte, ascultător, elev silitor și așa mai departe. Voi dovedi lucrurile respective cu probe. Accentuez. Acum, nu este aceasta semnificativ. Dar semnificativ este că a dus universitatea acum în pragul admiterii într-un scandal uriaș. Unu, reclamând la minister, are pe acolo și ea niște, și-a făcut anumite, așa numite relații, știți, niște pârghiuțe de-astea, tot dintre ăștia care nu știu să scrie și care cred că pot bajocori munca mea de 40 și ceva de ani, care cred că își pot bate joc de o universitate care abia se redresase. Amintiți ce era acum 6 ani, acum 10 ani, iar Popescu Lumința făcea parte de un organism de conducere atunci. Deci n-aș putea să spun că ea este absolvită de dezastru acela când o facultate funcționa sub o scară, când unii dintre profesori aveau și câte 18 norme și când veneau din 7.000 de studenți, veneau la cursuri 100. Ei, vreau să spun că încet, încet, și acum, dacă ajungi la cursuri, sunt situații în care mai mulți vin la cursurile mele de master sâmbătă decât găsești într-o întreagă facultate în timpul săptămânii. Vă invit sâmbăta, nu aceasta viitoare, când vreți să vedeți între orele 9 și 13, 14, 15, depinde câte cursuri am în ziua, să vedeți ce studenți vin bine la ore și cum vin studenții pe la, pe la ea și pe la alții pe la ore. Revenind. Și am reproșat acest lucru. Mai avem 5 minute. Dezordine, dezagregare și așa mai departe. Dacă mai avem 5 minute, vreau să vă spun că în momentul în care i-a făcut reclamație și a venit echipa de control aici, chiar aici ne-am așezat, le-am spus că mi-au cerut o notă de relație, plină și aceea de, adică tot una compusă de niște analfabeți. Sigur că inițial n-am vrut să fiu foarte dur, dar la un moment dat am spus, nu confundați președintele cu un elev de clasa 4 să răspundă la niște întrebări pe care vi le-a indus Popescu numița reclamanta și întrebări care prin natura lor nu au niciun fel de semnificație. Ba mai mult dovedesc că nu știți învățătura. Niciunul. Atenție. Cei trei care au fost în Universitatea Brâncuș n-au măcar o oră lucrat în învățământul superior. Dați-vă seama ce cunosc ăștia. Ca să poți să controlezi. Ca să controlezi pe cineva trebuie să știi mai mult decât el. Corect. Că n-ar pe ce să controlezi. Apoi, și atunci eu am înaintat o notă cu câteva probleme către ministru și am zis, cer să se extindă controlul dacă a venit controlul să cerceteze Senatul la reclamația lui Popescu. Să cerceteze și aspectele respective. Păi vreau să vă spun că au venit degeaba pe aici. Degeaba. În afară niște chestionare întocmite, agramat, care induceau răspunsurile. Deci ei voiau răspuns. Era, de exemplu, este corectă afirmația președintului Senatului Adrian Gorun cum că au fost solicitate 5-7 zile de concediu fără plată în condiții, de ce să spun, e un fapt evident, că, în condiții care și alte universități au procedat la fel? Ce să spun întrebări? Unu, că mint, n-a procedat nimeni la concediu fără plată, deci știu treaba asta de la minister. Și doi, ce să întrebe dacă e corect ceea ce s-a întâmplat, s-a produs, e un eveniment, să nu verific pe opinie. Asta este vorba de o realitate pe care o trebuie. M-am dat un exemplu, sigur. Are dreptate domnul profesor Adrian Gorun că rectorul este delegitimat și am spus, măi, oameni, atunci am avut o reacție mai dură, recunosc, au și scris un raport. Merg și vă aduc voturile, buletinele de vot, asta nu testez opinia celor pe care crezi că îi chestionezi. Asta e votul vorbește. Normal. Nu, fapt care nu, că
Este exact cu bancul acel. Tu crezi ce vezi sau crezi ce spun eu? Deci oamenii respectivi... Să vezi, toată asta este... Tot raportul ăsta realizat de către acești agramați este centrat pe opiniile lor. Atât. Ca să o scoată bazma curată, să o salveze pe Popescu. În prezent, în acest moment, Ministerul a primit toată documentația pentru demiterea rectorului. Demiterea nu este o sancțiune, este eliberarea din funcție. Dacă ministerul nu respectă hotărârea Senatului, Senat care a desemnat-o în funcție, și voi spune și aici, măcar o jumătate de minut, cât poate să inducă în eroare, cu ipocrizie, opinia publică în privința desemnării ei, atunci nu voi avea altă soluție decât, dacă să rup treaba de universitate, nume personal, să chem ministerul în contencios spre a emite sau oblige să emită ordinul de eliberare, pentru că Senatul este autonom, altfel îi încalcă flagrant și cu bocanci și intră în autonomia universitară. Păi dacă Senatul nu mai vrea, o vor ei de acolo, nici o pământ să rămână acolo. Care e mecanismul? Foarte simplu. Ea tot explică. Nu, eu sunt prin concursul. Există ordinul nici nu e ordin de numire. Ea are ordin de confirmare în funcție. Ce înseamnă confirmat? După ce Senatul ți-a dat votul, după ce Senatul, în cazul al doilea, a validat concursul, ei sunt obligați să confirme ce? Concursul, respectiv, exact. Hotărârea Senatului. Deci nu, cum spune ea, pe mine m-a numit ministru, nu, dragă Popescu, pe tine te-a numit Senatul Universitar în baza concursului. Atunci de ce îmi cere hotărârile de Senat în care te-am numit? Iar confirmarea nu înseamnă altceva decât ce, până la urmă? Să întăresc o hotărâre a organismului care a emis. De aceea, revin și închei. În condițiile în care nu va emite ordinul de eliberare, menținând universitatea, acum în prag de admitere, pe un butoi de pulbere, într-o explozie, aș putea să spun, în această situație, sigur că am la îndemână acțiunea în instanță. Și totodată, în această seară, am realizat o întâlnire cu toate cadrele didactice. Ea a încercat să facă această întâlnire. N-a reușit. I-a venit 0 la o facultate, 2 de la alta, de la el la inginerie au venit vreo 20. Adică un procent așa de sub 20% au participat întâlnirea ca să se prezintă aceea. Astă seară am prezentat ce reprezintă aceste așa zise concluzii și unde au încălcat legea cei care au venit să controleze. Și cel mai simplu aspect e acela că regula controlului este imparțialitate. Ei tot clamau pe aici imparțialitate. Și eu am întrebat strict, ați greșit ceva în legătură cu controlul? Nu știu dacă nu. Ați greșit multe. Când eram în Ministerul Educației, vedeam și instruiam pe probleme respective. Acum funcția e similară, dar în altă parte n-am probleme cu ei și mai bine că n-am probleme. Dacă i-aș fi avut pe analfabeții respectivi, nu mă călcau pe culoarele ministerului, pe aceștia analfabeții care au pus pe ei. Nu, ați greșit. V-ați plasat, am plasat atelierele voastre de lucru în birourile prorectorilor sub controlul direct al rectorului. Toți oamenii care au chemat acolo erau stresați de prezența ei. Și când au venit a doua oară, n-au mai, i-am spus, unde vreți să lucrați? Păi lucrăm undeva la direcția generală. A, acum la Senat, nu vreți să... Mergeți acolo, acum faceți bine. Mergeți acolo și lucrați. N-au făcut nimic. Știți ce au făcut? Dacă veți citi, că vă voi da acest document, dacă veți citi concluziilor, o să râdeți în acest document. Și Chepina spune ceea ce... vreau totul să fiu. Aveți aici și vă mânez o adresă pe care eu o transmite Senatului și care își dovedește minciuna în privința arătării cu degetul că tot conflictul a apărut cu mine ca să-l numesc pe Horațiu. Dacă dumneavoastră veți vedea aici, ea spune că a chemat să discute spre a primi funcția și nu au acceptat-o cu ea, Crucerul Mihai și al doilea este Horațiu Tiberiu Gornu și mai departe alții. Și este și semnătura. Este semnătura cu ștampilă. Exact.
Nu este o minciună? Adică cum? Vine să înțeleg, nu dovedește clar că ea a venit cu asemenea propunere și cu asemenea propunere, nu vreau să lucrez cu dumneavoastră. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să stați de vorbă cu noi. Sperăm ca acest scandal să se termine, pentru că, așa cum spunea și dumneavoastră, sunteți în prag de admitere și lucrurile astea nu fac bine imaginii acestei universități. Știu și cunosc acest lucru și tocmai de aceea nici n-am ieșit în public, am vrut să rezolvăm totul. Ea a externalizat cât a putut acest conflict și mai mult victimizându-se și mergând pe la toate porțile să strige durerea că își pierde funcția. Păi, dacă ține la universitate, ce trebuie să facă acum? Dacă ea ține la universitate și nu mai vrea lumea, ce trebuie să facă? Nu să plece ea? Să demisioneze? Dacă nu are un interes? Poate așteaptă să plece toți din universitate. Aia poate. Vă mulțumesc mult, și eu vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, emisiunea din această seară a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, să auzim numai de bine.